Bună leu și bine ai venit la previziunile pentru luna iulie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia leu, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune, discutăm despre dragoste pentru cei singuri, cei aflați într-o relație, discutăm despre bani, Uh, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru leu în această săptămână, în, în această lună iulie, scuze. Da, uh, poate cine știe, surpriza chiar o să fie atunci când asculti uh, uh, previziunile. Da? Asta partea bonus, dar poate și partea generală. Bun, acum pentru leu, uite luna iulie debutează cu o lună nouă, da, care are o influență mare asupra ta, este o lună nouă în semnul racului, o lună nouă bună, care înseamnă un moment în care leul hotărăște să dea un pas în spate de la ceva, da, unii lei parcă ziceți, uite, gata, mi iau concediu, îmi iau vacanță pentru unii, poate se deschide o perioadă în care. Știu eu în secret, acolo porniți voi un proiect, aveți ceva în minte, doar că sunteți mai secretoși din fire, unii vedeți că se dă startul unei perioade în care aflați secrete, aflați informații foarte prețioase, care știu eu pot avea un impact destul de mare asupra voastră. Da? Ok, pe de altă parte, tot pentru tine. Uh, luna iulie începe și cu o maturizare, deci leul ia o hotărâre extrem de matură și extrem de frumoasă în luna iulie. Uh, poate să fie și o hotărâre care ține de o bancă, de o moștenire, de a renunța la ceva, poate la o relație, la o colaborare, uh, pot fi și hotărâri care țin și de uh, partea aceasta spirituală, deci unii lei vă puteți trezi spiritual. Și uite, mai mult decât atât, leul dă dovadă de foarte mult nonconformism în iulie, deci și voi la fel, mai ales pe la mijlocul lunii. Acolo o să vreți să vă afirmați, o să vreți să spuneți lucrurilor pe nume, poate chiar niște lucruri, așa cum am zis eu, pe care le faceți în secret. Dar, uite, vești mari, mai avem o lună plină, tot în Capricorn. Uh, pe 21 iulie este o lună plină care de data asta se produce pe grad anaretic. Prima a fost pe primul grad, asta e pe ultimul grad. Uh, și de data asta eu zic că e o lună plină bună, eliberatoare, care pentru tine poate să însemne un moment în care ai curajul să vorbești despre lucrurile care te deranjează. Unilei, în sfârșit, începeți să învățați niște lucruri care vă ajută fie să vă schimbați rutina zilnică, fie să mai faceți niște schimbări pe la muncă, deci pot fi și acestea, însă eu zic că pentru leu luna asta plină e foarte bună. Da? Uh, tu iei o decizie acolo, nu știu, rup ceva, finalizezi ceva spre final de iulie și îți recapeți energia. Da? Ți-am zis, deci prima parte a lunii ești mai secretos, mai misterios, simți nevoia de odihnă, de relaxare. Ca mai apoi să ieși în prim plan, să crești, să înflorești și uite, în general, luna iulie să știi că te găsești în centrul atenției, deci de la începutul lunii leul e foarte comunicativ. Chiar dacă spiritul tău acolo e mai secretos, ai chef de vorbă, ai chef de vorbă, îți merge mintea, îți vin idei bune. De asemenea, vezi tu, luna iulie vine și cu rezolvări, foarte multe rezolvări pentru lei din partea prietenilor, din partea... Grupurilor de oameni, rezolvările ale unor situații, dar rezolvările astea țin și de a privi spre viitor. Da? Sau rezolvările astea țin prin a înțelege două puncte de vedere diferite. Și, în general, să știi că luna iulie este despre a avea curajul să faci schimbări, mai ales în relațiile de cuplu. Da? Uh, sau în relația de cuplu în care ești, poate în relația cu prietenii, în relația cu oamenii din jur, la modul general vorbind da? uh, De asemenea, leul are parte de o surpriză destul de mare spre final sau pe la mijlocul lunii iulie Care ține de o decizie bruscă și are legătură fie cu un copil, cu o mutare, fie pentru unii lei, are legătură cu uh, cariera pentru unii le este vorba de o schimbare mare legată de o afacere, de o colaborare, dar uite, unii puteți să vă treziți, nu știu, că deveniți părinți da? sau vă treziți că deveniți bunici. Cei care aveți copii, uite, aceștia pot avea parte de schimbări și asta, bineînțeles, se răsfrânge și asupra voastră. Hai să vedem, lei, ce spun și arhanghelii, ce trebuie să știți. menirea divină. Numerele importante 5, 8, 13, 4, 85. Uh, culorile importante: roz, albastru, mov, un bleu marin, auriu. Uh, mesajul este menirea divină. Iar darul este din partea Arhanghelului Camuel. Te ajut să-ți revelezi menirea divină pe care ți-ai asumat-o pentru această existență și îți oferă mereu condițiile ideale pentru a o împlini. Deci, Leul reușește să-și dea seama care e scopul, care e menirea, ce trebuie să faci. Uite, poate aici și acum, nu-i vorba de toată viața. În acest moment, ce trebuie tu să faci? În acest moment. Da? Și de asemenea, se pare că Universul îți va oferi toate condițiile necesare pentru a face ceea ce trebuie, pentru a merge pe drumul tău. Hai să vedem și tarotul ce transmite pentru leu, ce trebuie voi să știți pentru luna iulie. Vă zic la mulți ani dacă vă sărbătoriți ziua de naștere în luna iulie, dar și dacă sunteți în august, tot la mulți ani vă spun, că nu cu supărare. Uh, e o lună august uh, august, e o lună iulie foarte bună, să știți, chiar o lună iulie care vine cu eliberări pentru leu. Bun uite, avem un nouă de băte prima carte. Da. Și avem nouă de cupe mm, bucurie liniște. Cavalerul de băte Liniște, bucurie, poate să fie aici, uite, o pasiune foarte mare pe care o ai. leu luptă foarte mult pentru odihnă, pentru pace, pentru liniște, pentru împlinire. Da? Văd aici o veste bună care apare pentru leu. Nouă de băte între tine și ceilalți. nouă de băte înseamnă liniște. nouă de băte înseamnă și un moment de oboseală. Da? Uh, e ca și cum leul se gândește la liniște, la pace, la leneveală, da, uh, este și o lună în care, bineînțeles, o relație din jurul tău este cumva dusă spre un sfârșit, spre final. Unii lei parcă vă simțiți obosiți, abia așteptați concediu, abia așteptați relaxarea. Dar, uite, la baza manifestărilor tale avem patru de cupe care înseamnă o șansă pe care cineva ți-o oferă. Patru de cupe înseamnă și o veste bună care apare. Poate să reprezinte aici pentru unii lei și... O veste bună, dar este o veste bună, dar care parcă nu-ți place, nu-ți convine. Na da? Unii e ca și cum vă simțiți aici obosiți. Valetul de spade, multă curiozitate, cineva ți atrage atenția, poate e vorba de viața privată, poate e vorba de oamenii din jurul tău, pajul de spade poate să însemne și O lună iulie în care înveți ceva pentru sufletul tău, să te interesezi despre ceva pentru casă, pentru familie, poate e ceva legat de zona legală. În mintea ta, marele preot, o legătură cu zodia Taur, deci leul are gândul la căsătorie, are gândul la o nuntă, un botez, un eveniment mare, dar tot această carte să știi că vorbește despre o lună iulie în care. Înveți o lună iulie în care ai parte de succes, deci cei care așteptați răspunsuri din punct de vedere profesional, sau poate chiar cu examenele. Răspunsurile sunt pozitive, acum vă bazați, da doar pe uh, tranzite și pe ce se întâmplă pe cer. Trebuie să puneți și osul la treapă, cum s-ar spune. Dar parcă sunteți aici ca un profesor ca un mentor. Uh, Cavalerul de cupe, dragostea plutește în aer pentru leu, cineva îți face o invitație de dragoste sau. Poate să fie și o lună iulie în care auzi de foarte multe cupluri formate în jurul tău. 8 de spade, aici cineva aici care se simte blocat, izolat, 8 de spade înseamnă liniște, 8 de spade înseamnă că cineva nu vrea să comunice, nu vrea să facă nimic și cu siguranță din acest motiv, da, ție ți se atrage atenția. Asul de spade, asul de spade vorbește despre o victorie, o bucurie, ceva ce se clarifică pentru tine, dar uite, lei singuri, aveți ocazia să cunoașteți pe cineva sau, repet, dacă așteptați un răspuns din punct de vedere profesional, acesta este pozitiv. Da, pozitiv. Este o persoană aici în căutarea dragostei, doar că, nu știu, parcă are inima închisă, parcă nu-și exprimă emoțiile, sentimentele, e mai dur, mai dură în exterior, iar în interior este extrem de sensibilă. Da, dragi lei, Acestea au fost previziunile generale pentru luna iulie. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos aceste informații. Și să ne revedem cu bine și data viitoare. Dacă ai rezonat cu mesajele și vrei o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune, discutăm despre dragoste pentru cei singuri, ce aflați într-o relație, discutăm despre bani și tot acolo clarificăm cărțile de tarot, primiți sfat din partea îngerilor romantici. Îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru leu în, -ă, în această lună iulie. Nu știu de ce tot zic săptămână. Multe lucruri care se întâmplă într-o săptămână. Te îmbrățișez cu drag, îți doresc să ai parte de o lună iulie cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare.